Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am auzit că lăcusta călătoare a fost autorizată ca aliment de Comisia Europeană. Atenție, motocicliști, este vorba de lăcusta călătoare, nu de musca călătoare cu care sunteți obișnuiți voi. Și de ce o dai aici și nu o dai la culinaria? Lăcusta. N-aș dau încă la culinaria pentru că n-am testat. Așa. Este lăcusta călătoare, este a doua insectă care primește autorizația Comisiei după viermele de făină. Ăsta îl știu din armată. Era mai mult în fasole. Era viermele de fasole. Era viermele de fasole. Era un viermișor de făină. Ce, ai l-au autorizat? Da, domne. Eu cred că sărbătoresc. Acum e sărbătoare. Lăcustele călătoare și viermele de făină. Băi, ne-au autorizat să fim mâncați. Da, da, viermele cred că l-au autorizat la consum accidental. Gen, dacă e nu, prim... domne, faci din el ceva. O pâine sau ceva, nu-i problemă. Ai aport de proteină suplimentar. Da, asta spun. În armată eram fasole, viermele, viermișorul ăsta aveam suport, aport. Eu ce pot să vă spun cu lăcusta? Da. Că eu am mâncat și vă spun că dintre toate insectele pe care le-am mâncat, că am făcut o degustare de insecte, am fost într-o vacanță în Thailanda acum niște ani și era acolo în cartierul chinezesc o băbuță care vindea insecte pe băț. Da. Și eu știți că nu rezist la nimic, practic, și a trebuit să gust. Dacă vine, erau toate prăjite în baie de ulei, da. Și date și cu un fâs-fâs picant, da. Ca să aibă haz. Și atunci, na, putea să fie orice. Adică ție ți-a oarecum dat insectă, dar mai știi? Păi nu, dar ideea e că erau crunchy, să nu, crocante, eu... da. Și la gust, lăcusta e foarte bună, care are exact gust de iarbă. Zici că mănânci iarbă crocantă. Și mănânci multă iarbă? A început postul acum. Foarte bun. Să mai treci pe oameni, știi cât de scump să tund iarba. Da, lăcusta călătoare zice că va fi disponibilă în Uniunea Europeană, congelată, uscată și sub formă de pudră. Ia să golesc eu congelatorul. Deci, practic, dacă dai cu pudră de lăcustă călătoare pe cărnăciori vegetali, cred că obții o combinație proteică remarcabilă și foarte nouă. Probabil că am senzația că asta este viitorul. Dar eu asta mă întreb, domnule, dacă devin din ce în ce mai mulți cărnăciori vegetali, lăcuste, viermi de făină, nu știu ce, dar nu scade, mă, prețul la... la carne de porc? Da, la carne de vită și carne de porc. Adică dacă nu mai cere lumea... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.